Emisiunea este realizată cu sprijinul companiilor domeniile Ostrov și NHR Agro Partners. Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit. Iată-ne din nou împreună. Suntem într-o zi sfântă de duminică și așteptați cu înfrigurare, sper, cred, emisiunea noastră. Este bine pregătită, mi-au spus-o colegii din redacție. Avem multe de povestit astăzi, așadar eu zic să începem. Undeva la mijlocul distanței dintre București și Giurgiu, de ceva timp a apărut o fermă de pomi. Cum vremea este frumoasă, bineînțeles că au început și lucrările de întreținere, prilej pentru noi de a merge acolo ca să aflăm ce preocupări mai au. Așadar, haideți să urmărim împreună materialul care urmează. În ferma pomicolă de la Uzunu, unicat în județul Giurgiu, tehnologie superintensivă, instalații de irigat și fertilizat prin picurare, plasă antigrindină, module digitale, etc., lucrările de tăiere și fructificare au început de vreo 3 săptămâni. La prima vedere, toaletarea unui pom pare simplă. Tai o creangă de aici, una de dincolo, mai scurtezi-o alta, dar nu e așa. Nu întâmplător, pe această platformă tehnologică, se află și șeful fermei, inginer horticol, care lucrează cot la cot cu ceilalți muncitori. Înțelegeți de ce nu? Dacă nu suntem atenți acum la specialitatea asta de tăiere, la toamnă s-ar putea să culegem frunze în loc de mere. Frunze avem multe, dar să avem și mere ca să putem scoate cheltuielile. Așa este. Și să facem și puțin profit, da. Pentru că de asta lucrăm. Așa Am este. Plecat de acasă ca să câștigăm bani. Acesta este anul 3 pe rod în această livadă și vă gândeați dumneavoastră că ar trebui să vină și profitul. Așa ar trebui să vină profitul, adică să mai reducem din costuri și să încasăm mai mulți bani la societate, dar totuși în fiecare an facem investiții. Profitul cred că vine după anul 5 de la plantare. Adică nu e prea simplu, că în continuu trebuie ceva. În continuu, nu e doar faci mărul, l-ai luat și l-ai vândut. În continuu îți trebuie îngrășăminte, în continuu trebuie să ai oameni care taie, curăță, răresc, palisează, oameni care îngrijesc, dau cu sapa în caz de mai apare un buruian la pom. Și asta înseamnă cheltuieli și nu e profitul chiar atât de repede. Probabil când ajungem la o capacitate de producție de 60-65 de tone pe un hectar, după 2 ani la capacitatea asta maximă, o să înceapă să vină și profitul. Da, dar în ăștia 2-3 ani de zile până vine profitul, trebuie să mergeți mai departe. De unde scoateți bani? Aici este un mare avantaj pe care noi, când ne-am apucat de livadă, am zis că, domne, am fost obligați prin proiect să facem procesare. Da. Deci ea e salvarea. Ea, până la urmă, a fost salvarea. Știți de ce? Noi am zis, dom'le, noi vrem să facem mere să vindem, nu să stăm să facem sucuri sau așa, mere uscate sau nu știu ce. Și ne-am dat seama că, de fapt, și dacă faci mere multe, nu toate sunt pentru comercializare. Corect. Multe vor merge la procesare. Și avantajul nostru a fost că am știut ce să procesăm, cum să procesăm. Ne-am consultat și cu alți specialiști, ne-am consultat și cu lanțuri de supermarket să vedem și ei ce vor, că noi degeaba facem dacă ei nu ia marfa. Da. Și am ajuns la o concluzie și am ajuns la un sucul de măr cu mai multe derivate. Și atunci s-au vândut foarte bine sucurile cu derivate, mai mult decât sucul de măr. Și adică cu cătină, aronia, urmează morcov, măr simplu. Și am avut și norocul să facem un ambalaj de sticlă. Am evitat să facem plastic, care e mult mai ieftin. Da. Am zis calitate. Calitate și profit puțin mai mic, dar sigur și tot timpul. Da. Adică des și sigur. Asta a fost lozinca noastră. Și am avut succes cu această sticlă
și nu cu plastic. Și atunci văd că în următoarea perioadă sunt cereri pentru tot timpul la sucuri naturale, pentru că sunt sucuri naturale. Lumea ne tot întreabă, voi faceți sucul ăsta? Da, noi îl facem. Ca o etichetă pentru un brand. Da. Și vreau să spun că este foarte apreciat și ne întreabă, dar de ce mai puneți și zahăr? Și eu tot timpul le spun, bă, dacă ți-l dau degeaba, nu-ți mai dau și banii pe zahăr. Nu, este cum l-a lăsat Dumnezeu, doar e stors, pasteurizat și ambalat. În rest, acum, sigur, ca să fim sinceri până la capăt, trebuie să le spunem celor care ne privesc acum că toate soiurile de măr pe care le aveți aici sunt din Italia și sunt special pentru așa ceva. Deci sunt mult mai dulci decât multe altele. Exact, sunt foarte dulci soiurile de mere pe care le avem, dar le mai și combinăm, de exemplu, cu un Granny Smith care e mai acrișor și mai facem și un puțin suc mai cu puțin zahăr, adică puțin mai acrișor, dar cel mai bun este cu pentru cătina. Diabetici cumva? Da. Da, nu știu, diabetici, că până la urmă, dacă bei puțin, nu e nicio problemă nici la diabet, să nu bei mult. Așa este, totul cu măsură, da. Da. Înainte de a începe să filmăm, îmi povesteați cum ați obținut dumneavoastră, în condițiile în care n-ați făcut producția pe care v-ați planificat-o, ați făcut mai puțin, dar v-a ieșit un preț mediu pe măr de 3 lei și 50 de bani, 3 lei jumate, cum se zice. E, aici e rolul economistului? Noi nu ne-am dus la piață să-l vindem cu 1,50 lei. Da. Noi i-am făcut calitate și l-am dat în supermarket, pentru că când te duci în supermarket, dacă vrei să obții un preț, trebuie să te duci cu calitate maximă. Și nu putem să spunem acum, dintr-o producție, vă dau un exemplu, dintr-o producție de 600 de tone, noi am vândut 300. Am scos prețul de 3,50 lei medie, cu ambalaj, cu transport, cu toate astea. Cu manoperă de sort. Foarte bun totuși. Da, da, dacă scădem sortare, scădem investiții, scădem alea... Tot rămân 2 lei și... E bine. Și cu restul facem suc, poate pe sucul ăla de mere luăm 4 lei pe kilogramul de mere, nu știu, da, dar... Adaugi plus valoare, sigur. Da, asta în plus este să nu fii hapsân. Vă dau un exemplu. A venit lanțul de supermarket și a zis: mi-ai dat sucul de 0,75 cu prețul ăsta. Vrei să vindem în două săptămâni 15.000 de sticle? Lași la prețul ăsta? Ia-l! Adică eu știu să rotesc, să rostogolesc în momentul în care îți faci socoteala. Ai câștig? Îi dai drumul. Nu o să dublezi, să triplezi. Să te arunci, cum să zice. Păi da, pentru că eu aș vorbi din prisma oamenilor care au livezi vechi, bătrâne, care pe el, dacă îl controlezi, eu sunt sigur că el produce mor undeva la 80 de bani, 90 de bani, dar vrea 2,50 lei. Nu se mulțumește să câștigi 100%. Noi ăștia cu livezile tineri, mai super avem, intensive, mai avem până, să zicem, am produs morul cu un leu, ia-l cu 2 lei și atunci pe piață ajunge mult mai ieftin. Da. Ajunge mai ieftin. Dar acum fiecare își face socotele și știe ce să facă și cum să facă. Noi, ăsta este trendul nostru, calitate. Iar calitatea se plătește în orice domeniu. Viitorul cum sună? Viitorul, nu știu, o să vedem acum după scumpirea îngrășămintelor, după scumpirea energiei, să vedem ce putere vom avea și noi de producție, ce ne dă și natura, ce ne dă și Doamne și ce ne dăm și noi, că dacă nu facem, dacă noi nu ne forțăm să facem lucrurile ca la carte și cum trebuie, nu e ușor, dar... Dacă ne-am ales meseria asta trebuie să o facem în continuare. Da. E una foarte frumoasă, da. Este deosebită, dincolo de faptul că oferiți mere oamenilor, suc, există aici și un loc de unde vine oxigenul pe care îl respirăm, plantele consumă bioxidul de carbon în procesul de fotosinteză.
biodiversitate. Când va înflori livada, toți polenizatorii vor veni aici da. Să mănânce, da? Și cărăbuși, și albine, și fluturi, și da. Tot. O să fie un mic colț de rai și chiar m-am gândit, cu permisiunea dumneavoastră, să vă fac o vizită în acea perioadă. Cu mare drag vă așteptăm. Să filmăm acest spectacol extraordinar al florilor de măr. Da, 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 e foarte frumos și mai ales acum facem o tăiere severă. Da. Da, și sper că anul ăsta să dăm un boom imobiliar în mere. Să rupem gura târgului. Să rupem gura târgului. Și de regulă în fiecare an aducem 2-3 familii sau 2-3 producători de mire de albine, îi cazăm aici și ei bagă albinele să muncească. Da. Și noi da. Le primim la muncă că ne e drag. Eroul comunității tale. Așa s-a chemat campania organizată de NHR Agropartners anul trecut, dragii mei. Știți foarte bine că noi am mai discutat pe această temă. Vă invit des să-l cunoaștem pe unul dintre fermierii care a cumpărat un tractor și așa a putut dona 2500 de euro comunității din care face parte. Compania NHR Agropartners a desfășurat pe parcursul anului 2021 o campanie de vânzări cu puternic impact social. Orice fermier care a achiziționat tractorul Dodge 7250 TTV în ediție limitată avea posibilitatea de a dona 2500 de euro unei asociații din localitatea de proveniență. A fost o campanie ce s-a desfășurat la nivel european, iar la noi în țară au ajuns 10 astfel de tractoare, care s-au vândut imediat. Ne aflăm în județul Argeș, în localitatea Negraș, o zonă cu potențial agricol mediu ridicat, mediu spre ridicat. Aici noi am cunoscut un fermier care pentru noi a devenit foarte important și un pion important în ceea ce noi facem pe zonă. Aici dânsul a ales să meargă împreună cu noi pe varianta de Deutzfar, o variantă limitată, am vorbit despre acest lucru și în trecut. Anul trecut am desfășurat o campanie pentru aceste tractoare. Cine achiziționează un tractor ca acesta primește pentru comunitatea sa 2500 de euro. În cazul de față, școala. Practic aici vedem și tractorul în fața școlii. Aș vrea să ne spuneți câte ceva, să ne reamintiți câte ceva din specificul acestui tractor în ediție limitată. Tractorul acesta Deutzfar 7250 a venit în ediție limitată, după cum a spus dumneavoastră. Se și vede culoarea diferențiată, un verde Yaval numim noi. Un tractor care dezvoltă 237 de cai, putere nominală, cu un motor Deutz de 6,1 litri, cu GPS inclus, pentru că în ziua de astăzi aceste echipamente de monitorizat în teren contează foarte mult pentru fermieri. Reduce timpii morți, se mișcă mai repede, reduc timpul și costurile de combustibil și așa mai departe. Care au fost principalele motive pentru care fermierul a ales acest tractor? Cum l-ați convins? A durat cam un an și de când mă întâlnesc cu George. Anul trecut a fost un an mai special. Practic au trecut după 2020, după cum bine știm, a fost un an foarte destructiv pentru agricultură. Puțini fermieri și-au permis să facă investiții? Foarte puțini, iar în 2021 pe zonă au reușit să facă producții, au realizat că au nevoie de un tractor mai mare, mai puternic. Cu o variantă ca aceasta noi am venit în propunere, dânsul a și văzut tractorul, i-a plăcut. Mai departe am decis să mergem spre achiziționarea lui. Cât de important a fost și campania aceasta socială, acești 2500 de euro pe care fermierul avea posibilitatea să-i doneze în comunitatea din care face parte. A fost și acesta un punct care l-a convins să achiziționeze acest tractor și nu un altul? În principiu, această versiune de caritate pe care noi am oferit-o a fost și o încurajare, pentru că
ei au considerat, în general fermierii consideră că este un lucru frumos să donezi în comunitatea din care tu faci parte, practic. Și atunci, categoric, noi avem și altă variantă de 7250, ediția specială negru, dar aceasta nu a venit sub această mantie, să spunem noi, cu caritatea, iar fermierul a preferat acest tractor pentru că beneficia și lui localitatea dânsului de câteva beneficii. Ați avut și un feedback din partea fermierului? A apucat să folosească tractorul? Da, a apucat să folosească tractorul, chiar a făcut 250 de ore cu el, un tractor care a rămas profund impresionat în ceea ce privește confortul pe care Deutz-Fahr îl oferă. Vorbim de faptul că are și o transmisie Vario, o transmisie specifică pentru a reduce costurile. Suspensia pe care tractorul o are pe față, iar inclusiv pe cabină, de asta spuneam mai înainte, de confort, reprezintă un alt nivel de tehnologie pentru zona aceasta. Este o ediție limitată, dar nu prima pe care HR a oferit-o fermierilor români. A mai fost și în anul centenarului o altă versiune a unui tractor de asfalt. Eu sunt chiar primul dintre acei fermieri care au achiziționat în trecut acel tractor. Vorbim de un tractor 6165 Copper Brown. A venit în număr de 75 de tractoare, o ediție limitată prezentă strict în România. Am fost și eu la vremea respectivă foarte impresionat, nu doar eu, ci și tatăl meu și familia. A fost chiar un cadou de 8 martie, inclusiv pentru mama. Iar în momentul actual, bineînțeles, eu bucurându-mă de aceste utilaje, am tendința întotdeauna să recomand ceea ce știu că funcționează și merge într-un ritm corect și benefic pentru fermier. Timp sunteți fermier? Fermier sunt în parte din 2016, dar fac parte din lucrările agricole dintotdeauna? Dintotdeauna, da. Aveți practic o fermă de familie, da. Unde acum reinvestiți sau investiți pentru a obține rezultate mult mai bune. Ați ales de curând și un tractor nou. Da. De ce ați ales acest tractor? Am ales acest tractor pentru că aveam nevoie de un tractor de o capacitate mai mare. Iar eu în trecut am mai colaborat cu cei de la EHR și am fost foarte mulțumit de cum s-au comportat, cum s-au descurcat și pe partea de service. Ce ați urmărit în alegerea tractorului? Care au fost principalii parametri pe care ați avut în calcul atunci când ați făcut achiziția? Să aibă cât mai multe dotări. Să aibă un sistem de GPS, pentru că în ziua de astăzi este din ce în ce mai greu fără un GPS. Alegerea dumneavoastră a fost determinată și de campania umanitară socială pe care HRO desfășura, respectiv donarea în comunitatea dumneavoastră unei sume de 2500 de euro? Da, m-a determinat și acest lucru, ținând cont și de faptul că am și eu doi copii care vor veni aici la școală. Deci ați ales să donați banii aceștia școlii din comună? Da. Detaliați-ne puțin de ce ați ales școala și unde vor ajunge banii, ce se va întâmpla cu ei. Am ales școala pentru că au nevoie, nu dispun de o tehnologie care să fie în pas cu ziua de astăzi. Cu banii au achiziționat o tablă interactivă, un videoproiector. Doamna director Mihaela Ionescu a primit cu bucurie donația venită din partea tânărului fermier, mai ales că acesta i-a fost și elev. Suntem la școala gimnazială Petre Badea din localitatea Negraș, județul Argeș, o școală cu un număr de 9 clase și 113 elevi în prezent. 1-8. De la grădiniță până la clasa 8-a, nivel preșcolar, primar și gimnazial.
În acest moment bănuiesc că faceți și online și fizic cursurile. Pe perioada pandemiei a fost sistemul un pic perturbat de regulile de odinioară, iar în acest moment există necesitatea digitalizării școlilor din țară. Dumneavoastră ați beneficiat de o donație din partea unui fermier din zonă, cu ajutorul căreia ați cumpărat, din câte știu, echipamente de acest gen. Ce anume mai exact? Am achiziționat o tablă interactivă cu echipament complet, performant într-adevăr, cu videoproiector, softul necesar pe care să-l utilizăm în activitățile didactice. Cât de costisitoare sunt astfel de echipamente? Pentru bugetul actual al nostru sunt costisitoare. Tocmai de aceea donația a reprezentat un beneficiu și aduce un plus valoare învățământului din comunitatea noastră. Fermierul este și fost elev al acestei școli? Da, este un fost elev chiar al meu, pe care l-am apreciat și în perioada școlarității și acum ca adult. Îl felicit pentru ceea ce face și îi mulțumim totodată pentru acest sprijin. Ați pus deja în funcțiune aceste echipamente? Urmează cât mai curând. Am vorbit cu echipa de unde am achiziționat și vor veni să instaleze și în același timp să realizeze un curs de instruire cu personalul unității de învățământ, astfel încât să facilităm folosirea pentru întreg corpul profesoral. Cum ați ales aceste echipamente? De ce criterii ați ținut cont? Criteriile au fost calitate, preț. Am pornit de la analiza de nevoi a școlii, ceea ce înseamnă bază materială cu dotare, și tabla interactivă este utilă atât în a învăța fizic, cât și online. Dispunem de acel soft, am luat și acel soft educațional care să ne permită facilitarea accesului la învățare. Va fi folosită de către elevii de învățământ primar, vor avea acces și ceilalți elevi, dar pe măsură ce activitățile didactice impun această necesitate, dorința noastră este să dezvoltăm baza materială a școlii, să reușim să achiziționăm și alte echipamente performante. Între timp, de la momentul vizitei noastre și până în prezent, sala de curs unde își desfășoară activitatea elevii din clasele primare a fost dotată cu noile echipamente. Așadar, o nouă campanie NHR Agro Partners încheiată cu succes. Săptămâna trecută, Ipso Agricultură a anunțat noi modele de tractoare disponibile pentru fermierii din România. Noua gamă de tractoare din seria 6R vine cu o multitudine de avantaje pentru fermierii care vor să facă agricultură performantă. Care sunt avantajele? Vom afla de la specialistul pentru agricultură de precizie, domnul Adrian Călin. Vă rog să rămâneți alături de noi, vom afla lucruri foarte interesante. We'll be right back.
Seria 6R, nou lansată, vine echipată cu tehnologia de agricultură de precizie cu care deja i-am obișnuit pe fermieri, însă avem și câteva noutăți care nu se văd fizic pe tractor, să spun așa. Vorbim despre funcții de automatizare completă a lucrărilor, în sensul că fermierul poate să-și programeze lucrările pe fiecare cultură și pe fiecare solă în prealabil în platforma Operation Center, de care beneficiază fiecare client John Deere, iar mai apoi să transmită datele către utilaj, iar utilajul va detecta sola în care urmează să efectueze lucrarea prestabilită de fermier. E o funcție nou lansată, unică în piață, este posibilă prin sistemul telematic cu care tractorul este echipat și care permite transferul de date wireless de la tractor către platformă și invers, precum și accesul serviciului sau al fermierului la utilaj de la distanță. Am înțeles că noile modele reduc și timpul de lucru, dar și costurile. Exact. Pe lângă tehnologia despre care v-am vorbit, tractorul este echipat și cu un sistem de ghidare de înaltă precizie, ce asigură o productivitate testată cu până la 14% mai mare comparativ cu un tractor care nu este echipat cu ghidare. Concret, asta înseamnă că dacă luăm o suprafață de 100 de hectare, un tractor cu autotrac poate să lucreze 114 hectare în aceeași perioadă de timp comparativ cu un tractor care nu este echipat cu ghidare. În plus, asigură o economie de inputuri și de motorină de până la 8% la fiecare trecere, pentru că sistemul este foarte precis și nu permite suprapuneri sau dublă aplicare la întoarcerea la capătul rândului sau prin locurile pe unde am mai trecut. Astfel facem economie de semințe, îngrășăminte, pesticide și motorină. Un lucru foarte bun, având în vedere că s-au scumpit. S-au scumpit foarte mult, într-adevăr, chiar și de 4 ori îngrășămintele și mai mult decât atât, Uniunea Europeană pregătește nou PAC, foarte multe politici și restricții pe partea de protecția mediului și ecologie. Și atunci trebuie să fim pregătiți și John Deere lucrează în sensul ăsta, astfel încât utilajele să fie foarte precise, să lucreze foarte repede și cu o economie substanțială. Căror tipuri de culturi se adresează noile modele 6R? Noul model 6R, precum și vechiul model, este un tractor foarte versatil, fiindcă poate fi folosit atât la lucrări de semănat, dacă este echipat cu roți înguste, precum și la lucrări de transport, fertilizat, ierbicidat. Este un tractor complet. Și ca tip de culturi? Ca tip de culturi vorbim de grâu, porumb, rapiță, toate culturile mari, precum și legumicultură, fiindcă noua transmisie permite viteze de lucru foarte, foarte mici. Poți să ne spui principalele trei motive pentru care un fermier ar cumpăra un astfel de tractor? Da. În primul rând, puterea pe care o pune la sol, prin eficiența transmisiei, tehnologia cu care este echipat, fiindcă, cum am zis, asigură economii care în timp se văd și e o întoarcere a investiției către fermier, și versatilitatea utilajului. Și o ultimă întrebare, în cât timp își amortizează investiția fermierul? Investiția, în funcție de suprafața fermei și lucrările pe care le efectuează, se poate amortiza de la 3 la 5 ani. Mulțumim frumos și succes în fermier! Mulțumim și noi! Redeschiderea fabricii de zahăr din județul Brașov reprezintă o gură de aer, de oxigen proaspăt pentru locuitorii din zonă, pentru că pot avea noi locuri de muncă, dar și pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, pentru că își vor putea vinde direct producția, mulți dintre ei fiind afectați de închiderea fabricii de zahăr din Luduș, județul Mureș. Dragii mei, vă invit să urmăriți o discuție, zic eu, foarte interesantă despre posibilitățile de redresare a producției de zahăr din România. Istoria fabricii e puțin mai delicată, să spun așa, pentru că fabrica de zahăr Bod a fost inițial. Asta se întâmpla acum, să zic eu, 7-8 ani. Fabrica de zahăr Bod a intrat în faliment, dar printr-o
aranjament, să zic așa, o parte din utilaje a trecut pe o nouă societate care se numește Întrepriza Zahăr Bod, care și ea a funcționat vreo 2 ani de zile, dar situația sfeclei de zahăr din România, cum se știe, nu prea a fost roz din mai multe motive. Deci sunt și cauze obiective, sunt și cauze subiective. Deci cauzele obiective ar fi de formula că prețul zahărului a fost principalul motiv pentru care această fabrică a ajuns în insolvență și ulterior în faliment. Pentru că nu poți să produci zahăr cu 1,82 lei și să-l vinzi cu 1,40, 1,60. Deci s-a făcut această vânzare fortuit pentru că, fiind capital românesc, neavând în spate un fond sau un capital cu care să poți să plătești cultivatorii, au fost forțați să vândă zahărul la sub preț și atunci s-a ajuns în această situație. Sunt și alte cauze obiective, pentru că fabrica la un moment dat, fosta fabrică de zahăr a funcționat corect și a avut profit când încă nu eram în Uniunea Europeană, pentru că numai de când am intrat în Uniunea Europeană au început probleme, de fapt, pentru că atunci au intervenit cotele și, fiind cotă, prețul zahărului era stabilit conform cotelor. Acum, înainte de cotă, a avut profit, dar s-au făcut investiții în altă parte, în loc să investească în fabrica de zahăr, respectiv s-au cumpărat niște active, terenuri imobiliare care nu aveau legătură cu fabrica respectivă, pentru că așa spune la această oră de neau, pentru că au fost banii dirijați în altă parte, nu s-au făcut investiții acolo unde trebuia. În altă ordine de idei, în ce situație ne aflăm acum? Așa cum știți, sunt 3 fabrici de zahăr în România. Fabrica de zahăr Bod, impropriu, sau Întrepriza Zahăr Bod, a fost cu capital integral românesc. Fabrica de la Luduș, cu care noi avem acum contract de livrare de sfeclă de zahăr. De exemplu, eu sunt cultivator de 400 de hectare de sfeclă. Și nu știu dacă este economic, din punctul meu de vedere, să transport sfecla la 300 de kilometri la Luduș, cu costurile care sunt acum la motorină, nu știu cum o să iasă, pentru că anul trecut am transportat-o tot la Luduș, și atunci era undeva costul pe tona de sfeclă în jur de între 14 și 18 euro pe tonă. Cred că anul ăsta va sări foarte sus, pentru că motorina aproape că s-a dublat, și atunci nu văd economic, pentru că nu înțelegem. Noi ca cultivatori nu înțelegem. Cultivatorii din zona arealului Brașov și Covazna, deci avem un contract acum cu fabrica de zahăr Luduș de 2300 de hectare. Deci această fabrică cu această suprafață ar fi funcționat perfect. Dacă facem o socoteală simplă, la un 40 de tone la hectar de sfeclă, cu 2500 de hectare, sunt 100.000 de tone de sfeclă. 100.000 de tone de sfeclă, asta înseamnă 100 și vreo 30.000 de tone de zahăr. Dacă mulțești 130.000 de tone de zahăr cu 4,50 lei, prețul de astăzi, ai fi făcut să plătești și datoriile. De fapt, datoriile, ce sunt datoriile? Ca să înțelegem ce sunt datoriile acestei fabrici. Cum s-a ajuns în situație? Cum s-a ajuns la aceste datorii? Deci în 2018, fiind situația cu falimentul fabricii de zahăr, nimeni n-a vrut să investească și să asigure sămânță, sămânță, inputuri, îngrășăminte. Și atunci eu eram destul de potent la acea vreme și am asigurat toate aceste investiții în jur de vreo 9 milioane de lei. Doar. Am avut contract între cultivator și fabrica de zahăr, dar ce s-a întâmplat? Întrepriza Zahăr Bod era atunci, întrepriza a recuperat de la cultivatori partea ce se cuvenea să plătească inputurile, cotizația, îngrășămintele și sămânța, dar mai departe n-a fost livrate către societatea mea, către TG Prodag, pentru că
Ei au luat banii și eu... Și dumneavoastră aveți bani de recuperat acum, recuperat, cam ce sumă? Deci acum am de recuperat, conform analizei de la lichidator, 5.400.000 de lei și mai sunt, deci datoria acestei fabrici este de fapt compusă din datoria materiei prime datorată de către antrepriză către cultivatori. Deci eu sunt unul și pe lângă mine sunt încă 400 de cultivatori care nu și-au primit banii. Deci această fabrică a intrat în insolvență din faptul că nu s-a plătit către cultivatori. Neplătindu-se către cultivatori, atunci banii au fost dirijați sub alte forme, salarii și ce s-a mai dat, nu se știe nimeni. Acum se anchetează, vedem ce o să spună ancheta, unde sunt banii. Și datorii către bugetul de stat care s-au acumulat prin neplata la salarii. Și penalizări. Penalizări și, sau, deci datoriile acestei fabrici nu sunt atât de mari. Deci noi acum ne-am gândit, adică suntem în discuție pentru că ar fi păcat ca o asemenea fabrică să dispară, pentru că ar dispărea și cultura sfeclei de zahăr din zonă. Și așa cum se știe, zona Covazna și Arghita și Brașovul sunt cele mai bune zone pentru sfecla de zahăr. Deci nu am stabilit noi asta. Asta pe plan stabilit. European sau pe plan mondial? În România mă refer. În România mă refer. Deci sfecla cu zahărul, cu cantitatea de zahăr cea mai mare, în zona asta se face. Și atunci ar fi păcat. Și noi atunci ne-am gândit să facem o societate pe acțiuni, deci cultivatorii de sfeclă din Brașov și Covazna, să facem o societate pe acțiuni prin care să încercăm să facem așa cum este de fapt în toată lumea. Să dăm 20 de acțiuni la o valoare de 500 de lei, 5.000 de lei acțiunea, prin fondul ăsta care îl adunăm noi, să încercăm să facem remontul pentru anul viitor și să încercăm să cumpărăm această fabrică, să vedem cum o putem cumpăra. Dacă printr-un credit guvernamental, printr-un ajutor al Uniunii Europene, ne-am gândit la toate formulele. Deci noi suntem cei care trebuie să primim bani de la această fabrică, dar tot noi suntem cei care punem bani ca această fabrică să nu moară. Este bine de ținut minte că e o fabrică funcțională în care s-a investit. Deci nu este un mamut. Fabrica la ora asta este funcțională. Deci sunt destule zvonuri că se taie fabrica. Nu, fabrica nu se taie pentru că eu știu exact ce se întâmplă aici. Fabrica nu se taie, fabrica este în evaluare. S-au făcut investiții în fabrică. Deci s-a făcut cuptor de var nou, s-a făcut stație de depurare nouă, sunt linii de ambalare, deci s-au făcut investiții, deci nu e ceva ca să zici, domnule, investești în ceva care nu e funcțional. Da, este funcțional, deci poate funcționa în mod sigur. Și vă mai gândeați dumneavoastră la faptul că această fabrică ar putea să producă și de-abia atunci ar crește valoarea și s-ar revigora această industrie? Deci dacă stăm să ne gândim conform situației actuale, ea nu are nicio valoare, pentru că nici foștii proprietari nu mai au nimic, nici noi cultivatorii nu mai avem nimic. Dacă am reușit să găsim o formulă să o punem în funcțiune, atunci ar deveni valoare. Și atunci ne-am putea recupera și noi banii care avem de recuperat, ar merge și cultura sfeclei de zahăr mai departe și în felul ăsta toată lumea ar fi mulțumită și statul cred că ar avea o garanție că ar avea o fabrică de zahăr cu capital românesc care ar putea să producă, pentru că a fost în pandemie, s-a văzut cel mai bine situația alimentară. Deci toată lumea a închis robinetul și a zis, domnule, dacă ai mănânci, dacă n-ai, nu mă interesează. Deci cred că și nu e o sumă atât de mare, în opinia mea, cam de 10 milioane de euro pentru că să ții o fabrică de zahăr în funcțiune. Cred că nu e o sumă atât de mare. Deci din evaluările care le știu, cam la această sumă se ridică datoria. Deci spuneți că este o afacere rentabilă, mai ales că a fost o chestiune de moment stoparea acestei industrie. Acum prețul la zahăr a crescut, spuneați și noastră, deci, de la 1 leu și... Deci când acum zahărul la poarta fabricii este 2,50 lei, deci la poarta fabricii. Deci zahărul când a urcat peste 1,80 lei, deja este rentabil. Deci
De aici încolo discuți deja de profit. V-am spus, dacă ar avea acum 150 de tone de, de sfeclă aici, ai putea să faci, să dai toate datoriile și către bugetul de stat, și către cultivatori, și către, și să faci și profit. Iar această cantitate se poate achiziționa, nu? De se la... poate, fără probleme. Fără... Deci aici s-au, aici s-au cultivat și 6.000 de hectare în zona asta de sfeclă de zahăr. Deci se poate fără probleme realiza. Un mesaj pentru autoritățile noastre? Noi, la sfârșit de an să gândească noi ca pentru... cultivatori ne-am angajat, cel puțin prin această societate, să asigurăm pentru un contract pe 3 ani de zile cultivarea sfeclei de zahăr, ca să asigurăm materia primă. Restul ține de autorități, dacă ne pot ajuta într-un fel sau altul să găsească o formulă prin care, în baza contractelor, să primim un credit, mă rog, să găsim o formulă prin care să ajungem la bani, că fără bani degeaba vorbim. Copacii în miniatură sunt adevărate opere de artă, admirate de o lume întreagă. Arta și știința de a crește plante și arbori în miniatură vine din Japonia și China, dragii mei. Dar știați că putem și noi să avem propriul nostru bonsai? Cu toții știm ce este acela un bonsai, acel copac cu tulpină groasă, cu ramuri subțiri și curbate, cu formă ciudată și aspect îmbătrânit în ciuda dimensiunilor reduse. Dar bonsai este mai mult de atât, căci termenul bonsai nu definește o specie de pomi, ci o artă. Arta de a modela copaci mici și de a le da forma celor mari care se dezvoltă în natură. Orice copac poate fi transformat într-un bonsai cu multă muncă și răbdare. Există mai multe stiluri bonsai care se pot adapta în funcție de preferințe. Stilul cascadă sau bătut de vânt sunt doar două dintre ele. Tehnica bonsai este cunoscută de mii de ani și a fost întâlnită prima dată în China, de unde a fost preluată de japonezi. Dar care sunt copacii care pot deveni bonsai în România? Dacă găsesc un puiuț de copac în, nu știu, în parc undeva și vreau să-l transform în bonsai acasă, cum fac? Bonsai, arta bonsai vine din Japonia, dar se pare că rădăcinile sunt undeva în China. Japonezii ar fi învățat arta bonsai din China și în mod tradițional în aceste țări fiecare familie are acasă un bonsai care reprezintă familia respectivă și spune multe despre familia respectivă. Pentru a crea un astfel de bonsai, cei care își încep viața de familie, de exemplu, se duc de foarte multe ori în natură și recoltează o plantă, un arbore din natură, de regulă de pe munte, undeva într-o zonă în care poate o sămânță a ajuns într-o crăpătură dintre stânci și rădăcinile s-au dezvoltat superficial acolo. Pentru că așa cum știm, plantele de tot felul, discutăm de plante lemnoase aici, da? Pot să fie chiar pomișori fructiferi sau pot să fie conifere sau foioase, sunt forțate să trăiască într-un volum foarte mic de sol. Și pentru asta, periodic, li se taie rădăcinile sau li se taie și o parte din elementele coroanei, se folosesc sârme pentru îndoirea ramurilor, pentru a căpăta o anumită formă, un anumit aspect și se fac regulat aceste tăieri în verde. Deci, putem, bineînțeles, să recoltăm o astfel de plantă din natură. Este chiar indicat să găsim o plantă, repet, care poate are câțiva ani de zile, poate câteodată câțiva zeci de ani, dar care, din diferite motive, n-a crescut de dimensiuni foarte mari. Și cu foarte mulți ani în urmă, m-am jucat, să zic așa, să creez eu un astfel de bonsai, dintr-un fag care fusese ronțăit în mod sistematic de caprele și oile care treceau pe acolo, undeva la pădure. El era pornit din rădăcina unui fag bătrân, pe o pantă, pe o coaste, și am decupat, practic, rădăcinile, bineînțeles, în perioada de repaus. Era toamna când am făcut lucrul ăsta, am decupat rădăcinile acelei plântuțe și l-am replantat într-un vas specific
de bonsai și am obținut un bonsai dintr-un fac, dar munca de tăiere o făcuseră de fapt, repet, caprele și oile timp de foarte mulți ani, pentru că planta era deja, avea acel drajon, să zicem, avea mai mulți ani. Tot așa, când vă duceți la munte, cu siguranță veți vedea molizi sau brazi care sunt pe lângă cărări, pe lângă drum și care, fiind în drumul turmelor de oi care urcă la munte, sunt tunse în mod sistematic de animale. Ce ar fi cel mai indicat să facem pentru, să alegem pentru a avea un bonsai acasă? Sunt spectaculoase, bineînțeles, coniferele, pinul, pentru că el are și o formă mai deosebită. Noi avem în țară pinul cembra, pinus cembra sau zâmbrul. Este o specie ocrotită, dar cred că se găsește și prin pepinierele dendrologice. V-am dat exemplu cu fagul. Bineînțeles că pe perioada de iarnă fagul își pierde frunzele, dar el poate să fie un bonsai pe o terasă. Carpenul. Sunt multe specii care au frunze interesante. Pentru interior se pot face bonsai din măslin, de exemplu, sau din multe alte specii. Deci, în general, coniferele sunt mai interesante. Șneapănul, pinus mugo. De asemenea, e interesant și la munte, să știți că se găsesc exemplare interesante de șneapăn în golul alpin, care iau naștere din semințele de șneapăn răspândite accidental sau pierdute de păsări și pot să fie adaptate la viața aceasta într-un spațiu foarte redus. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit și ne-ați învățat foarte multe lucruri și mă gândeam în timp ce vorbeați că este ca o zi de primăvară, de fapt, această zi de toamnă, pentru că văd aici toate culorile pe care le văd și la florile de primăvară. Așa este, e o zi minunată, e minunat să fii în livadă, să fii în grădină, peste drum avem parcul dendrologic și grădina botanică. E minunat să iubești natura, să iubești plantele, să fii grădinar, să fii horticultor. Vă așteptăm oricând cu mare drag la noi și pe toți cei care sunt pasionați, le stăm la dispoziție. Mulțumim mult de tot! Fiți bineveniți oricând, cu mare drag! Mierea rămâne în topul celor mai sănătoase alimente încă din cele mai vechi timpuri. A fost folosită în scopuri alimentare, medicale și cosmetice. Vă invit să urmărim împreună etapele prin care trece mierea până când ajunge pe masa noastră și haideți să vedem cum arată o zi obișnuită a unui apicultor. Bună ziua, numele meu este Dan Iorga, împreună cu familia, am peste 600 de familii la momentul actual. Ce pot să zic? Mierea, mergând spre sistemul bio, da, evităm culturile agricole și atunci mergem către o polifloră. Pot să zic faima produsului, avem două sortimente care vor ajunge și produsul marie protejată, mierea de baltă, ceea ce găsim o miere de toamnă bogată în foarte multe vitamine și minerale, da, pentru că conține și miere de mană, mixt, da, și mierea de amorfă, care se află pe, avem o suprafață foarte mare de amorfă, sau salcâmul pitic, și este o miere extraordinară și, într-adevăr, chiar avem succes cu așa. Ce secret aveți? Ce tehnologie folosiți? Implicarea sentimentală în a crea produse și discuția efectiv cu omul, pentru că în România, la momentul actual, noi nu avem o cultură a consumului de miere. Și atunci, discutând cu omul, stând de vorbă ce nevoie are, la ce consumă mierea, ajungem să le dăm mierea care să le placă. Da, în momentul în care ajung acasă și gustă, într-adevăr să le fie ceea ce simt ei. Am experiență după atâția ani să-mi dau seama omul ce gust are.
Și asta invit toți colegii mei apicultori să facă, pentru că este baza noastră de trai, ca să zic așa. Dacă le explici oamenilor, atunci ei vor înțelege produsele noastre și să evităm supermarketurile și piața asta angro, adică să nu mai dăm mierea la procesatori, pentru că deja costul de vânzare al nostru către angrosiști, câteodată, mai ales cum a fost anul trecut, am avut costuri mult mai mari decât ni s-a oferit pe miere. Deci sunt colegi de mei care efectiv și eu trăiesc doar în așa ceva, dar care a dat mierea angro și chiar s-a mai împrumutat ca să poată să treacă iarna. Deci produsele dumneavoastră nu sunt date angro? Nu. Eu am decis de 4 ani de zile să vin direct către consumator. Am creat foarte multe, să zic, rețete, combinații. Am gustat foarte multă miere cu combinații. De ce? Pentru că în momentul în care ai introdus un fruct, da, trebuie să-l guști și peste o săptămână și peste două, pentru că clientul l-a pus pe masă și poate îl mănâncă peste două săptămâni. Atunci și eu trebuie să știu despre ce este vorba în respectivul borcan. Când spunem că suntem cel mai creativ brand de miere din țară, mă refer la faptul că avem, începând de la fac sosuri, da, pentru bucătărie, mixturi pentru salate, pe bază de miere și produse apicole. Facem mixturi cu semințe, fructe pentru mic dejun. Facem pentru, da, gen cum avem produsele aici, să ridicăm în perioada aceasta imunitatea adăugând în miere produse care conțin foarte multă vitamina C și în afară de asta și restul nutrienților pe care le conține și mierea. Gama de top a noastră, pot să mă mândresc că este, n-am mai văzut, da, este mierea cu foițe de aur. Adică mergem până la high class, avem și miere pentru pensionari și avem și miere pentru fițe, ca să zic așa. Cât ar costa o miere, un borcan cu miere de, cu foiță de aur? Începând în funcție de grama și de la 150 de roni în sus. Da, și de sortimentul de miere și de cantitate de fulgi. Acum discutăm de lucruri, detalii. S-a finalizat anul 2021. Cu ce probleme v-ați întâlnit? Ce concluzie ați făcut la sfârșit de an? Un an foarte complicat pentru foarte mulți apicultori. Am stat de vorbă cu mulți pentru că m-am implicat în viața asta, să zic, a apicultorilor și am încercat să fac multe lucruri bune pentru ei, adică și pentru mine atâta timp. Am întâmplinat probleme în primăvară cu roirile, foarte multe, da? Puteai să faci orice selecție, natura ți-a oferit și le-a arătat la mulți că nu noi decidem ceea ce facem prin selecție, ci natura decide. A fost un an cu ploi, a fost perioade bune, pot să zic, da, un cules mediu, nu ceea ce trebuia ca într-un an bun, dar mierea este de calitate, da, pentru că nu mai am făcut salcâm o cantitate mare, am făcut produse pe care nu le-am făcut până acum, de exemplu o miere de urzicuță sau o polifloră de pădure extraordinară. Da. Adică, sunt produse pe care, ăsta e și avantajul nostru, cel puțin la mine, nu știu, în afară de cele două produse, Amorfa, Teiu, Salcâmul, dar și Salcâmul acolo poate fi o polifloră, să poți să zici că ai aceeași miere în fiecare an. Nu poți. Da, albina ți aleargă în funcție de vreme și ceea ce oferă. Dar, per total, este un an, să zic, nici slab, acum pe final. Primăvara ne-a creat foarte mari probleme, dar toamna, eu vorbesc nu neapărat din punctul meu de vedere, eu spun la nivel de țară, a fost un an bunișor. Nu bun, nu foarte bun. Sperăm anul acesta, 2022, să fie și mai bun. Cum vă valorificați produsele? Preferăm să facem târgurile. Pe partea asta de târguri avem susținerea, cel puțin aici eu în Brăila avem susținerea autorităților, ne ajută cu foarte multe târguri, ceea ce anul trecut nu s-au făcut târguri în țară, la Brăila s-au făcut, nu târguri, expoziții, diverse forme, adică ne-a dat prilejul să ieșim, să întâmpinăm publicul și să ne vindem produsele. Anul 2022 sper să fie un an bun, cel puțin să ieșim să ne vindem produsele.
încurajați și ceilalți fermieri să se ocupe cu apicultura? Cum ați face asta? Eu le-am spus, am și în spate foarte mulți oameni pe care i-am îndrumat, care fac de hobby, da, e ok, 2-3 stupi e perfect pentru familia lor. Ca să te apuci să faci o afacere, înseamnă costuri foarte mari. Da, lemnul s-a scumpit, legat de lăzi, inclusiv orice model de ladă pe care lua implică foarte mulți bani, da, la mijloc. Dacă se apuca acum câțiva ani, erau niște costuri mai mici. Dar, în primul și în primul rând, să zicem că vin de afară, pentru că ar trebui să vină și românii noștri să vină de afară să lucreze în țară. Da, pot începe, dar baza trebuie să înceapă cu un apicultor care are experiență. Dacă nu ai un apicultor și nu stai pe lângă el cel puțin o perioadă să înveți finețurile apiculturii, dai kicks. Deci nu este o afacere care, să zici, am băgat astăzi bani, la toamnă număr miliarde, cum mulți au pus întrebări pe mediul online. Sunteți și într-o asociație a apicultorilor? Am făcut parte din sindicatul apicultorilor, am încercat să fac lucruri bune pentru apicultori, am fost la modificarea legii apiculturii. Acum sper să ajung din nou, da, sau cel puțin să forțez puțin colegii care sunt cu asociații și sunt deschiși să meargă către București, pentru că să pleci de la Brăila la București sau să vii de la Oradea la București implică niște costuri. Da? Ideea este că la momentul actual legea apiculturii 383 nu are norme de aplicare. Am avut colegi în Brăila anul acesta care au avut probleme cu mortalitate, cu intoxicări la albine și bază nu au. Da? Nu au bază legală, pentru că noi nu avem norme de aplicare a unei legi. Atât pe ce avem, pe ferme de elită și multiplicare, sunt câțiva în țară. Da? Marea majoritate nu avem suport legal. Să sperăm să se sesizeze mai mult autoritățile și să se implice mult mai mult. Autoritățile, am mai spus-o de foarte multe ori și o spun. Autoritățile sunt oameni politici care poate, chiar dacă au idei bune sau chiar dacă ar vrea să ajute, nu au cum, pentru că nu știu. Da, în Ministerul Agriculturii sunt 2-3 persoane care au habar de apicultură. Deci nu au, efectiv, nu au practicat apicultura. Da, și atunci, din birou, să citească câteva cărți, să stea de vorbă cu câțiva apicultori, nu-i ceva relativ. Da? În momentul în care ai experiență, gen ca mine, dar nu ca mine, suntem foarte mulți în țara asta care, într-adevăr, facem pastoral, alergăm ca să putem să ne câștigăm traiul, știm cu ce probleme ne întâmpinăm. Și atunci, acele probleme ar trebui rezolvate. Cum, revenind la toată mierea pe care o gestionați, ce produse mai aveți pe lângă miere propriu-zisă? M-am zis, doar mixturi, așa, și în afară de asta scoatem toate produsele stupului. În afară de venin, da, colectăm polen, colectăm păstură, apilarnil, lăptișori de matcă. Am încercat să scot toate produsele, inclusiv ceară prin lumânări, da, fac lumânări, pentru că asta e, trebuie să scot orice produs al stupului, să-l duc către consumator, pentru că, repet, produsele stupului sunt benefice organismului uman, cam toate, inclusiv ceara, da, din căpăceală sau din fagurile efectiv natural crescut de albină, aduce beneficii foarte bune organismului uman. Deci v-am zis, în afară de venin, scot toate produsele stupului. Mierea oricum este un produs foarte sănătos și toată lumea știe despre asta. Sperăm să se promoveze cât mai mult mierea. Noi vă urăm mult succes în continuare. Vă mulțumesc! Nu am uitat, v-am pregătit și surpriza emisiunii.
Ne aflăm într-un spațiu cultural în Mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung Mușcel, loc în care mai întâi a existat o curte domnească a lui Nicolae Alexandru Basarab, cel de-al doilea domn al țării românești ca stat independent, care a ctitorit aici nu numai curte domnească, ci o biserică domnească, biserică ce a rezistat până la 1618, când din pricina unui cutremur s-a ruinat, și în 1635 Matei Basarab, un alt domn important pentru istoria medievală a țării românești, pentru istoria medievală românească în general, a ctitorit aici, a întemeiat și a ctitorit o mănăstire foarte importantă, căreia i-a dat și un rol cultural, sau pentru care a gândit și un important rol cultural, având în vedere că aici s-a înființat și o tiparniță, o tipografie, cu ajutorul mitropolitului român Petru Movil al Chievului, care trimite tiparniță, trimite litere, trimite meșteri tipografi și încă meșteri tipografi foarte buni. Și aici, la Câmpul Lung, se imprimă trei cărți de slujbă în slavonește și una de învățătură în românește. De fapt, este iarăși Câmpul Lungul, fără să ne lăudăm, fără fals patriotism local, aici se tipărește prima carte de învățătură în limba română, pentru că a mai existat o carte de cult tipărită la Govora anterior în limba română, dar este o carte de legi, o carte de cuprins de canonic și cu cuprins de lege, un nomocanon, pravila mică de la Govora. Legătura între biserică, cultură și educație este întotdeauna foarte strânsă. Este strânsă încă din zorii creștinismului. Știm foarte bine că în primele veacuri creștine, în biserică se intra în urma unei educații și a unui învățământ. E vorba de învățământul catehetic, unde se mijloceau nu numai noțiuni de învățătură creștină, ci și noțiuni de educație, mai ales morală și trăire, trăire duhovnicească. Și prin baia botezului nu puteau să treacă decât cei care absolviseră, ca să spunem așa, acest învățământ catehetic. Pe urmă, citind lucrările ce alcătuiesc Noul Testament, Sfintele Evanghelii, Faptele Apostolilor, mai ales epistolele Sfântului Apostol Pavel, cât și celelalte epistole și Apocalipsa, ne dăm seama că autorii lor nu au fost deloc străini de cultură, mai ales că ei scriau în limba greacă comună. Deși cei mai mulți dintre autorii Noului Testament nu erau vorbitori nativi de limbă greacă. Sfântul Apostol Pavel însuși, care era evreu, dar era educat în Tars, deci în afara spațiului Țării Sfinte, și care era un excelent, se vede, cunoscător al filozofiei și al culturii clasice grecești, este o dovadă prin stilul epistolelor sale și prin gândirea pe care o pune în pagină, este o dovadă a legăturii indestructibile dintre biserică și cultură, dintre biserică și educație. El însuși a fost un om învățat. Mai târziu, în secolele 3 și 4, se conturează în istoria bisericească universală, să-i spunem așa, existența unor școli catehetice. Mai întâi în Alexandria, unde știm că a fost unul dintre cele mai importante centre culturale ale lumii antice grecești, unde a existat o bibliotecă celebră, o universitate celebră, profesori extraordinar de importanți, unde a existat și o viață creștină foarte intensă. Acolo a existat însă și o școală catehetică. O școală catehetică reprezentată de mari profesori, care nu erau doar cunoscători ai Sfintelor Scripturi, ci erau cunoscători desăvârșiți ai culturii clasice grecești. La fel s-a întâmplat în Cezarea Palestinei, la fel s-a întâmplat în Antiohia, deci în alte centre importante, bisericești și culturale ale lumii vechi, în care creștinismul era strâns legat de cultură și educație. Aceleași coordonate au caracterizat viața creștină și viața bisericească și în secolele îndelungate
ale Imperiului Roman de Răsărit sau Bizantin, care a supraviețuit până la 1453. Și aici, legătura dintre biserică, educație și cultură era strânsă. Toți marii teologi ai tuturor perioadelor care s-au succedat în această bogată istorie bisericească bizantină, toți mari autori, toți mari dascăl, toți mari sfinți părinți, începând cu cunoscuții sfinți trierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur, dar și autorii care au urmat după ei în secolele următoare, toți au fost întâi de toate oameni foarte învățați. Și revenind la unul dintre celebrii profesori ai școlii catehetice din Alexandria, apoi cel care a întemeiat și școala din Cezarea Palestinei, Origen, el considera și asemenea lui existau și alți teologi, că cine vrea să vină la Hristos și să parcurgă învățământul catehetic despre care deja am povestit, trebuie să cunoască mai întâi învățătura din lumea anterioară creștinismului, din lumea clasică greacă, din lumea păgână. Pentru că această învățătură îi formează mintea unui creștin să înțeleagă mai bine Sfânta Evanghelie și să vadă superioritatea mesajului creștin față de mesajul sau față chiar de cultura întreagă a lumii antice. Pe urmă, toți acești mari bărbați ai bisericii și ai culturii în egală măsură s-au folosit în lucrările lor de stilul clasic, de literatura antică, de stilurile literare care s-au succedat în cultura anterioară creștinismului, s-au folosit de cunoștințele pe care le aveau în exegeza Sfintei Scripturi, s-au folosit de cunoștințele pe care le aveau în activitatea lor oratorică, pentru că e bine știut că învățăturile cele mai adânci, cele mai profunde, cele mai greu de primit pentru conștiința naturală omenească sunt mai ușor mijlocite printr-o exprimare frumoasă și prin captație de benevolenție al auditorului. Pe urmă, pe pământ românesc la fel s-au desfășurat lucrurile. De pildă, răspândirea creștinismului pe pământ românesc, care s-a făcut de asemenea în primele veacuri, ne-a lăsat ca moștenire o interferență culturală în însuși vocabularul creștin, și mă refer aici la termenii fundamentali care definesc noțiunile creștine în limba română. Ele însele, fiind de origine latină, ele însele sunt dovada unui dialog cultural care a existat între propovăduitorii credinței creștine și strămoșii noștri daco-romani. Pe urmă, după zorii secolului al VII-lea, când se înregistrează marea migrație slavo-avară și când un număr important de slavi rămân pe pământ românesc, la noi se petrece un fenomen nu numai bisericesc, ci în egală măsură și cultural, și anume răspândirea așa numitului rit bizantino-slav. Ce înseamnă ritul bizantino-slav? Înseamnă că la strămoșii noștri se răspândește slujba și se răspândesc rânduielile răsăritene, ortodoxe, cum le numim astăzi, însă în limba slavonă. Lucru firesc, dacă ne gândim că în acele primele secole, după venirea slavilor, după încreștinarea lor, căpetenile desigur erau slave. Pe urmă existau legături foarte puternice cu sudul Dunării, cu centrele bisericești și culturale în egală măsură ce existau la sud de Dunăre, așa încât în biserica românească, de atunci până în secolele 16-17, se slujește în slavonește. Practic, la noi, la români, deși suntem un popor romanic, la noi, la români, limba liturgică, deci limba slujbelor bisericii, limba culturii și limba de cancelare sau limba statului, este limba slavonă. Așadar, cum am zis, fenomenul acesta de răspândire a slavonismului cultural pe pământ românesc, prin intermediul bisericii, până la urmă, este un fenomen cultural. Au existat foarte multe aprecieri negative la adresa acestui slavonism cultural, însă trebuie să privim lucrurile în ansamblul lor.
eram înconjurați de o mare slavă, pe de o parte, și pe de altă parte trebuie să vedem și aspectele pozitive ale acestui slavonism, pentru că prin mijlocirea limbii slavone au ajuns pe pământ românesc nu numai lucrări ale Sfinților Părinți, nu numai lucrări cu cuprins teologic care să intereseze direct biserica și cărți de slujbă, ci și traduceri din grecește în slavonește și prin intermediul limbii slave au ajuns și la cunoștința noastră a marilor lucrări, a lucrărilor cu cuprins istoric, cu cuprins filologic, a marilor lucrări care au creat gloria lumii clasice mediteraneene în limba greacă mai întâi. Așadar, slavonismul cultural, și de aceea aici se spune slavonism cultural, deși el este esențialmente și mai întâi unul bisericesc, este încă o dovadă a întrepătrunderii de nezdruncinat între biserică, cultură și educație. Așadar, cuvântul scris este foarte important de-a lungul istoriei și la noi în țară s-a păstrat această identitate națională. În câmpul lung s-a descoperit primul document, după cum spuneam, scris în limba română. Biserica în care ne aflăm, această frumoasă biserică Paraclis, astăzi biserică Paraclis, inițial biserică Bolniță, este construită în epoca lui Brâncoveanu. Și de unul dintre oamenii săi de încredere, care a fost egumenul Mihail, care a fost egumen și aici și la Mănăstirea Cozie. Matei Basarab a iubit cultura, deși el nu a fost un om învățat. Și a respectat pe oamenii care se pricepeau la asta. A întemeiat o tiparniță aici, prin mijlocirea lui, practic. Petru Movil a trimis în Țara Românească utilaj, litere, meșteri, pe care el i-a așezat aici, în mănăstirea lui. Și egumenul din tâi al mănăstirii Melchisedec, grec de origine, însă excelent cunoscător al limbii române, este cel care s-a îngrijit de această tiparniță și datorită căruia, la 1642, cum am zis, apare această primă tipăritură, care este, de fapt, prima carte de învățătură în limba română, de învățătură, de educație, mai bine zis, moral-duhovnicească, o carte nu foarte întinsă, de 50 și ceva de foi, învățătură peste toate zilele alese prescuri, care este practic tradusă din grecește de el însuși, de egumen de Melchisedec, și este tradusă foarte bine, repet, în etapa lingvistică a limbii române din epoca respectivă, în care pune înainte pe zilele săptămânii învățături morale. Deci e un demers, am zice, pedagogic, care avea drept scop educarea credincioșilor în spiritul Sfinței Evanghelii. În concluzie, să îngroșăm această relație și misiune pe care o are biserica, pe lângă spiritualitate cu care deja ne-am obișnuit. Biserica în continuare își face datoria din punct de vedere cultural și, aș zice, și național-patriotic. Pentru că astăzi, toate marile evenimente ale istoriei românești, la care biserica niciodată n-a lipsit, astăzi, și prin grija Preafericitului Patriarh Daniel și prin grija ierarhilor din Sfântul Sinod, a facultăților de teologie, a seminariilor teologice, s-au bucurat toate aceste evenimente de comemorări cuvincioase. Cel mai adesea comemorări de înaltă ținută și academică și culturală, ceea ce ne arată că biserica nu-și uită deloc misiunea și că ține foarte mult în continuare la educarea morală, culturală și spirituală și patriotică a fiilor ei duhovnicești. Să rămână în continuare această coloană vertebrală a identității naționale. Noi așa ne imaginăm, pentru că până la urmă nu, omul fără credință rămâne la vechea definiție antică, zoon politic, un animal politic. Ori noi suntem chipul lui Dumnezeu și dacă ne pierdem sau renunțăm la această conștiință a esenței noastre lăuntrice, atunci cu siguranță o să fim foarte predispuși să fim înfrânți de valurile vieții prin care trecem. Cum vi s-a părut emisiunea? Interesantă, nu-i așa, dragii mei? Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre gata a expirat, dar asta nu înseamnă că nu ne revedem duminica viitoare, așa cum v-am obișnuit de atâția și atâția ani aici la AgroTV. Să aveți o săptămână bună, să fiți sănătoși și să nu uitați că vă spun de fiecare dată că lumea satului este și lumea noastră, să știți, a mea, a ta, a ta, a ta! Oriunde ne-am aflat, suntem la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București. Vă dau bine, ți-e, vă aștept duminica viitoare. Toate bune!
Emisiunea a fost realizată cu sprijinul companiilor Domeniile Ostrov și NHR Agropartners.